Pentru Republica Moldova, participarea la misiuni și operații internaționale de menținere a păcii este o modalitate de implementare a principiului de securitate prin cooperare. Astfel, ceremonia de astăzi vine să reconfirme din una dintre expresiile practice ale angajamentului nostru de a fi un partener credibil și de a contribui la dezvoltarea durabilă a păcii. Vreau să vă mulțumesc pentru hotărârea cu care plecați de a vă face datoria cu cinste și cu onoare. Vreau să-i asigur pe cei pe care îi lăsați acasă că totul va fi bine și că dumneavoastră nu sunteți supuși pericolului în Kosovo.